pun la vot ordinea de zi plus un proiect de hotărâre suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Domnule președinte, sunt doamnă. Deci, primul proiect, aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Târgu Frumos din 26-10. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Următorul proiect, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Târgu Frumos din data de 13-11-2023. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției numărul 823 din 3-11-2023, emisă de primarul orașului Târgu Frumos, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Târgu Frumos, trimestru 4, anul 2023, inițiator domnul primar Ionel Vatamanu. Aici nu mai modificăm dispoziția 873 din 9-11-2023. Până acum ni se dădeau bani și dădeam pensiile noi. Acum, urmând și plan an electoral, ne-au luat banii și în patii banii la buze. Atât. Avizul Comisiei Comunice este favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării unității administrativ-teritoriale Oraș Târgu Frumos în cadrul proiectului BiblioHub Cotnari cu finanțare prin PNRR 2023, componenta 7, investiția 17, scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Inițiator, consilier local, chelarul Larisa Mihaela. Având în vedere oportunitatea la relansării competiției privind finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, din cadrul PNRR, filonul 2, componenta 7, transformare digitală, acest hub va supune atenție dezvoltarea competențelor digitale, care va oferi cetățenilor posibilitatea de a crea materiale intelectuale și fizice, utilizând resurse precum computere, imprimante 3D, instrumente de captare și editare audio și video, precum și materiale de artă și meșteșuguri tradiționale. Astfel, spațiul de bibliotecă va fi destinat să permită membrilor comunității să experimenteze tehnologii sau activități pe care nu le-au putut accesa anterior și chiar să aibă acces la o zonă de copiere. Față de cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și aprobare acest proiect de hotărâre. Dacă sunt discuții, avizul comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului numărul 4, etajul 1, scara A, bloc A1, situat în strada Ștefan cel Mare și Sfânt, oraș Târgu Frumos, județul Iași, înscris în cartea funciară numărul 60-968-11, Târgu Frumos, inițiator, consilier local, Baltag Gheorghe. Este vorba de doamnă Gheorghe Argentina, care locuiește în apartament în chirie de 2019, apartament ce aparține fostului locativ. S-a adresat primăriei Târgu Frumos în vederea cumpărării acestui apartament. S-a stabilit evaluarea apartamentul respectiv cu suma valoare totală de 159,6 lei. Urmează ca urma evaluării să aprobăm actualizarea valorii apartamentului și vânzarea acestuia conform documentului respectiv la dosar. Dacă sunt discuții, votul comisiilor economic favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al UAT, oraș Târgu Frumos, județul Iași, a unui bun imobil teren în suprafață de 45 de metri pătrați, teren înscris în cartea funciară numărul 62-256, număr cadastral 62-256, oraș Târgu Frumos. Inițiator, domnul
consilier Condurache Mihai, te spun, dânsul a votat toate punctele, toate proiectele favorabile, a votat online. Proiectul va fi preluat de domnul consilier Alexa Angheluș. Sunt două cereri înregistrate la Secretariatul Primăriei, prin care se solicită concesionarea suprafețelor de teren din imediată vecinătate a terenurilor concesionate anterior, conform a două contracte de concesiune, pentru reconfigurarea loturilor din imediată vecinătate, în așa fel încât construcția să fie amplasată pe un singur lot de teren, propun spre aprobare trecerea din domeniul public în domeniul privat a suprafeței respective, 45 de metri pătrați. Dacă sunt discuții, votul comisiilor economic e favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune numărul 80 din data de 8-10-1998, notat în cartea funciară numărul 64024 Târgu Frumos, număr cadastral 64024. Inițiator, consilier local Ciobanu Lili. Da, având în vedere cererea ridicată la Secretariatul Primăriei Târgu Frumos, 1449-16-1923-a Atanasie Maria, în calitate de concesionar, s-a solicitat prelungirea contractului de concesiune înregistrat sub numărul 80 din 0-10-1998, în conformitate cu clauzele contractuale și ținând cont de regimul juridic al terenului, respectiv faptul că acesta este buna față în proprietatea privată a orașului, propun prelungirea duratei de concesionare cu jumătate din perioada inițială, respectiv o perioadă de 12,5 ani, până la data de 7 aprilie 2036. Sunt discuții? Votul comisiei? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 588 de metri pătrați, situat în strada Buznea numărul 9, înscris în cartea funciară numărul 60290, număr cadastral 60290, oraș Târgu Frumos, inițiator, consilier local Maxim Feodorov. Terenul ce face obiectul solicitării cumpărării face parte din domeniul privat al orașului Târgu Frumos, conform hotărârii Consiliului Local numărul 95 din 26.05.2016, număr inventar 212.047.73.73. Conform hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Frumos, din numărul 112 din 30.08.2023, s-a întocmit raportul de evaluare înregistrat cu numărul 51.133 din 17.10.2023, întocmit de expert evaluator, membru corporativ ANVR, numărul 18.549, inginer Narcisa Tărăbuță, prin care s-a determinat valoarea de 118.000 de lei. Propun spre dezbatere în cadrul ședinței de Consiliu Local proiectul de hotărâre privind vânzarea terenului. Că sunt discuții? Votul comisiilor economic favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 800 de metri pătrați teren situat în strada Adâncata, numărul 18, oraș Târgu Frumos, înscris în cartea funciară numărul 62596, număr cadastral 62596, oraș Târgu Frumos, inițiator domnul Alexa Angheluș. Domnul Condurache. Da, dumneavoastră preluați. E vorba de un proiect care a fost luna trecută. Atunci am aprobat întocmirea raportului de evaluare, acum îl însușim și pe articole, la articolul în sensul cerții raportul de evaluare, apoi se supune spre aprobare prețul de vânzare a terenului în suprafață de 800 de metri pătrați din strada Adâncata, în sumă de 56.000 de lei și aprobarea vânzării imobilului teren proprietate în suprafață de 800 de metri pătrați. Asta în strada Adâncată, numărul 18, cu exercitarea dreptului de preemțiune, respectiva persoană are în superficie, în prezent. Dacă sunt discuții, votul comisiilor, favorabil economic. Cine este pentru?
Împotrivă. Abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de încheiere a convențiilor individuale de consum între furnizorul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, Societatea Apa Vital S.A., și deținătorii de unități imobiliare din condomeniu de pe raza teritorial administrativă a orașului Târgu Frumos. Inițiator, domnul primar Ionel Vatamanu. Da, aici avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnice și indicatorilor tehnico-economici de la programul Angel Salini, care este în balare... Avem un proiect de hotărâre numărul 56.287 din 14.11.2023 privind aprobarea metodologiei de încheiere a convențiilor individuale de consum între furnizori, serviciu de alimentare cu apă și canalizare, Societatea Apa Vital S.A. și deținători de unități imobiliare din condomeniul de pe raza teritoriului administrativ al orașului Târgu Frumos. Este, din asta ați fost la ASACES, ați fost majoritari, ați hotărât ca noi OAT-urile să branșăm, să suportăm branșarea la cei care vor solicita. Plus o să le punem la dispoziție și toate hârtiile care o să trebuiască să ajungă la APA Vital. Nu este corect. Eu am mai vorbit cu colegii de-ai mei și au spus în următoarea ședință să facem și noi în proiect de hotărâre că nu suntem de acord ca să preluăm noi atribuțiile celor de la APA Vital. Deci APA Vital ar trebui în urma celor ce ne-au predat nouă să facem în locul lor, ei numai pe și numai factorii interesați și încasări. Ceea nu cred că e drept. Noi am pus la dispoziție și teren pentru că nu ne mai e în cap utilajele, parcă auto. Deci sunt bănuți, dar probabil că vor să implice în niște proiecte mai mari și vor să scăpe de astea branșări și pentru noi nu ar fi chiar atât de greu la Târgu Frumos, că avem puțini care nu au apă. Dar au venit, m-am întâlnit bine colegi de mii la Iași, au spus că nici 30% nu au branșați la apă și nu le convine. Și probabil că o să programăm și noi o ședință prin care să ne spunem punctul de vedere. Eu n-am putut să merg cu domnul viceprimar, nu știu ce. Cine mai fost în locul primarului, s-a organizat odată o ședință, nu a fost forum, am mai organizat odată o ședință, deci și-au dat seama cumva de la început că noi nu suntem de acord. Ei iau banii de la noi și îi dau la APA Vital. APA Vital nici nu branșează, nici nu vine cu... Noi trebuie să căutăm un constructor, să facem un contract cu el, să ocupe de toate branșările, că nu putem la fiecare branșare să căutăm un constructor. Trebuie să avem cu cineva un contract, să vedem cât costă, o să, nu știu, la metru, la... Nu am avare. Dar marea majoritate a primarilor de comune nu sunt de acord. M-am uitat un pic peste norme și am văzut acolo că se precizează că asociațiile de proprietari
practic trebuie să treacă printr-o ședință al lor. Iar în momentul în care întiecă în un condomeniu, trebuie pentru 100% din proprietate. O știți foarte bine că întâlnă frumos în scări întregi în care 2, 3, 4, 5 proprietari sunt plecați afară. Vă dați seama cât de greu o să fie, juridic vorbind, să poată să ajungă la 100% din proprietari. Dar cu procură, să le trimită, poate notarial sau ceva, să poată. Mai mult decât atingă toți. Dar e greu. Eu cred că de asta și ei au și cerut modificarea normelor pe care noi le-am ținut dezbatere și care le-am transmis în adresa lor. Ei, practic, îi impun chestiunile astea. Pentru că îți dau seama că sunt nerealizabile. Practic, asociația ar trebui să calculeze la ora actuală datorile pe fiecare cetățean în parte, să repartizeze tot ceea ce înseamnă cheltuielile adiacente. Pe fiecare în parte, dar majorări penalități, și fiecare să se semneze și să-și ia răspundere ca achită acele penalități. Asta cu 100%. De asta eu cred că nu e realizat. Domnule consilier, noi și în momentul de față avem probleme mari cu asociații. Tot datorită apei. Ei s-au eșalonat pe o perioadă, 150.000 pe lună. Nu au putut să strângă. Au coborât la 120. Nu, au coborât la 100. De vreo 2 sau 3 luni au putut să strângă 100. Au două facturi la plată. Și o factură e undeva la 52.000 de lei pe lună. Mai au o restanță din factura a treia. Deci probleme sunt. Ei, având moxul ăla în mână, imediat vine ei apometru și lasă locatarul fără apă. Sunt și oameni, mă rog, nu știu, n-aș avea cuvântul potrivit, care una consumă, alta raportează. Sunt, cum spuneați și dumneavoastră, sunt foarte mulți care sunt plecați. Vrând, nevrând, trebuie să pună o persoană. Mai nou, noi nou președinte și cu cine mai este acolo la asociație, au zis că ca să facem economie, să dăm afară 2 măturători, sau să trecem la 4 ore, sau nu știu, niște treburi care nu o să scoată bani, și plus de asta o să-i dea afară, dar pe tabel o să apară 4 lei curățenii, ca să-i ia, să-i poată duce la apă. Bun, vorbind de apă, soluția, până la urmă, toate. Monitorizarea individuală ar fi ca soluție de final. Pentru că nu o să avem bun niciodată să prevenim acele întrerupări de scări. Deci tot monitorizarea individuală. Dar cred că ar trebui impusă ca operatorul, respectiva paritarul, să facă cheltuiala lor. Cum la internet sau cine vine și își pune fibra. Dacă este interesant. Dacă interesant ar trebui găsite soluțiile ca pe cheltuiala lor să facă monitorizarea individuală. Dar noi nu am făcut, nu am dus apa până în fața scării. La cămine, da? La cămine, n-am făcut cămine acolo, cu 16 locatari și 16 puncte de a-și pune apomete. Au fost încântați. Dar acum, când nici unul care locuiește acolo, este foarte greu să-și tragă singur. S-au modificat gheurile, s-au înfundat, nu poate să mai treacă mai sus. Treaba lor trebuie să fie de a asigura mentenanță și de a asigura serviciu. Omul trebuie să fie, să aibă conturul la ușă, eu citit, asta e apa consumată, pe asta plătesc. Așa se făcea și înainte, nu? Conturul la ușă, spuneam, nici nu știam noi când îl citești. Nu știu, dar... un litru sau o sticlă de apă costă undeva 3 lei sau așa. Și 1000 de litri dus la etajul 4 costă
13 lei, 14 lei. Deci nu, nu apelăm și la conștiința noastră. Crede-mi, oricât până aici. Mie nu-mi trebuie apă acasă. Am făcut poți, dar și nici nu consum apă de-a lor. Dar e ca să... Și stau și la parter, dar e ca până la etajul 4. Ar trebui să schimbe... Noi acordăm metodologia asta, nu știu cât de relevanță s-a și cât de aplica militare ulterioară. Mă gândesc că după aia să nu se folosească din contul, să ne blochează contul, că oricum se vor, datoriile se vor ridica. Chiar de reușim să îl branșăm. Cum este locatarul de la etajul 3 branșat și nu plătește, nu-i mare jumecherii să nu fie nici ăsta care stă la casă. Mai sunt discuții? Votul comisiei? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect, proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru desfășurarea activității serviciului funerar de transport persoane decedate de către Societatea Negru pe Alb. Inițiator, domnul consilier Alex Angheluș Ioan. Este solicitare la Societatea Negru pe Alb, în care aceștia doresc emiterea avizului necesar exclusiv pentru efectuarea serviciului de transport persoane decedate. Consiliul local eliberează avizul operatorului care îndeplinește condiții necesare efectuării serviciului conform legii. Operatorul acestui serviciu a făcut dovada îndeplinirii celor trei condiții, respectiv dovada capacității financiare profesionale, neavând datorii restante la bugetul de stat, pe bugetul asigurării sociale, bugetul local, dispunând de spațiu corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate în condiții decente, precum și a condițiilor secundare în privința mijloacelor de transport specializat. Am inițiat prezentul proiectului hotărâre. Dacă sunt discuții, votul comisiei. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că ar trebui să mai ajustez clădirea aia pe Vuzine acolo. Nu prea cred eu că e pregătită pentru a ține. Dar nu se referă la asta, la, doar la transport. La transport. Transport. Dacă ar fi discutat de păstrare, din care înseamnă capiera și celelalte, avem capiera noastră și nu se... Conexe, da, iar aici solicită doar transport. Transport. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare străzi în orașul Târgu Frumos, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, inițiator domnul primar Ionel Vatamanu. Deci, domnul consilier, vorbeam o dată despre acest program Angel Salini. Cu asta terminăm orașul? Vă spunem chiar îl terminăm. Nu o să-l vedem făcut. Are o valoare de 7.444.000. Și dacă mai rămâne așa ceva, că observăm cartierele tot își fac loc să se extinde intravelanul orașului. Care, și aici este o problemă normal ca să parcelez. Pune în primul rând cale de acces, utilități, apă, canal și de mână. Vine cu propunerea de la... Da, păi, cum am spus. Respectat, avut grijă de înainte, de la pe cum, cât să ne-a pus. Avem noi destule comuni care nu putem să... Dar, mă rog. Sunt discuții. Votul comisiilor economic favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
suplimentar numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului necesar organizării evenimentelor ocazionate cu sfârșitul de an 2023 în orașul Târgu Frumos. Inițiator, domnul primar Ionel Vatamanu. Inițiatorul este consilierul primarului. Da, subsemnatul Pădurarul Dreabăș, consilierul primarului orașului Târgu Frumos, având în vedere că pe parcursul fiecărui an, până în prezent, pe parcursul lunii decembrie, s-au desfășurat evenimente ocazionate de sfârșit de an. 1 decembrie, Ziua Națională, 6 decembrie, Moș Nicolae, 25 decembrie și 31, Crăciunul și Colindul și Crăciunul și Uradul. Plus foc de artificii. Vin la dumneavoastră cu toate calculele făcute, este o sumă de vreo 35.000 de lei, parcă rețian. Da. A venit cineva autorizat cu un, să-i dăm voie să pun un chioșc în perioadă de o lună la Vali, la piață. Am mers cu dânsul la biroul de taxe și impozite, i-am spus cam cât ar avea, cam cât ar dura, nu o să luăm până la... Dar mă rog, decât să-mi pocnească numai pe la spatele nostru de toți copiii. Dânsul a plătit 20.000 de lei pentru locații și pentru foc de artificii s-a făcut, mi se pare că contractul ne sponsorizează dânsul. Restul numai ce să luăm niște dânsuri pe la copii și să mai fac niște activități la Casa de Cultură. Revedăm cu 1 decembrie la ora 11 să depun coroane. Nu se face altcineva nimic decât depunem coroane. Data 24, atunci e vorba de fasolea, cârnațul, șprițul. Înțeleg că cei 10.000 de lei parte din sponsorizare pentru ocuparea spațiului public acolo, nu? 20.000. Nu se mă tot. Iar 10.000, practic, e sponsorizarea? Nu. De la Consiliul Local 3... Nu. Exact față de... De joc artificii? De artificii. Nu, 20.000 pentru locații. Bun, întrebarea este, considerați că era oricum și necesar să ocupe spațiu acolo în ieși atâta aglomerație, s-au luat 3 locuri de parcare. Păi de ce n-ați venit să ne spuneți că acolo a stat o mașină de înghețată toată vara? Și... Noi, eu cred că asta aveți noastră, oamenii și... El l-a spus de lucrul ăsta, nu? Și putea să luați măsurile necesare. Eu întreb, pentru că m-au întrebat și mie cetățenii orașului. Nu, nu, este normal. Cum ați putut să aprobați artificii în piață și să luați 3 locuri de parcare? Nu, 3 locuri. Acum să văd, practic, ăsta înseamnă sponsorizare. Da. Dar nu sunt 3 locuri. Și... Una e să vânzi niște artificii dintr-o geantă care nu știe nimeni de ea, atât de obiect, cât și de persoana care o vinde, și alta e ca să stea un geam deschis, frumos, cu autorizații, cu... Când aia, articii treaba celor, da, poliția să... Păi și atunci, de ce mă trimiteți pe mine? De ocupare, întrebarea a fost în sensul ăsta. Ocupat acum, e atâta aglomerat și nu sunt locuri de parcare și nu sunt... E normal? Bine, atunci aduceți în dumneavoastră o mașină cu 20.000 de lei pe lună și ocupați-o și lăsați-o zi și noapte, o lună de zile acolo. Și bani nu înseamnă neapărat asta. Ai, de ce v-ați pus în fața primării? Nu solicitat locul ăsta, chiar de dea. Unul la mână și doi la mână, ca să vă spun nici cum abțin pentru a vota la acest proiect, este aceeași chestiune de toți anii în urmă, foarte succint așa, de fapt nu dumneavoastră, domnul consilier, care îmi prezintă coroane și dulce. Și aș vrea să-i transmiteți, pentru că nu-i de față, să luna trecută, când a fost aprobat
primit de lei pentru Casa de Cultură. Să ia, să răsfoiască de curiozitate cum arată acel proiect, cum arată referatul, cum arată anexa, pentru a solicita niște cheltuieli. Da? Este întocmit de doamna sau cine acolo acum. Într-adevăr, arată ca un document și poate să ajungă mai să consiliul local pentru a primi o finanțare. Deci îi transmitem, o felicităm cumva. Eu am spus, faceți diferență. M-ar interesa dacă ați avut cumva vreo sponsorizare acolo, acolo sunt și sponsorizări. Domnul primar, vorbim de alocare bani, da. Și vorbim de respectul ați și... consilier de a aduce un document pe masă. Da, a fost, da. Dar am spus, ceea ce s-a cheltuit acolo, nu s-au cheltuit numai 7.500 lei. Ai, domnul primar, nu știu de vorba, este vorba de întocmirea unui document am și înțeles. Anul an de lângă consilierul local. Nu știu asta. Transparența nu bani, nu sume, nu. Vorbim de asta să ia și să ia proiectul ăla de un an de lucru și să vadă cum se întocmește un referat. Am spus-o de atâtea ori. Da, dacă mai sunt discuții. Votul Comisiei Economic favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 4. Abțineri. 4. Dacă mai rindați, sigur, da. E un grup de cetățeni, 2-3 cetățeni, unde se desfășoară lucrarea la am primit scris, am fost la fața lui. Era anul primat acolo, m-am dus și eu de curiozitate și asta sunt, dacă ați fapt, pentru că, într-adevăr, nu este în regulă ce se întâmplă. Când face, de asta nu este în regulă, că dacă n-am face, ar fi în regulă. Domnul primar, dacă se face, de ce să nu se facă cum trebuie? Ba da, se face cum trebuie. Ați văzut foarte bine, pământul ăla dus, se sparge și se duce exact lângă marginea blocului, se vor fi infiltrații, mai mult decât atât, sunt două căi care sunt obturate, două ventilații, dar pământul ăla. Ați văzut, sunt scările, într-adevăr, este foarte bine făcut. Dar un pic de pantă, pus lângă prof, scurgele, foarte frumos. Dar sunt... Dar astăzi am fost acolo și am spus, ia pământul de lângă temelie și toamnă beton încoace spre... Spre, da. Spre, da. Da. Eu v-am spus, și eu am fost păcat acolo... Că nu, păcat că nu ne-am întâlnit. Eu am fost ieri. Ai, nu, eu am fost azi. Dacă mai sunt, declar ședința închisă. Mulțumesc pentru participare.